Cer scuze că am întârziat puțin. Centurio. O să înțelegeți de ce am întârziat. Ați înțeles, da? Stai și pe mai greu. Dar trebuie să îl încurajați. Ce faceți? Îl încurajați să... Sica, de azi tu de câte ori ai venit la spectacolul nostru? Ai lipsit la vreunul? De câți ani? De câți ani? E abonat aici. 5 ani până. Era născut, nu prea era născut, dar cu 6 ani. Când s-a născut, a venit la spectacolul nostru. Și așa a spus. Sica. Da, este Sica, arma cu care... Cine și-a... Te arde tu. Deci, mă, aplauze pentru... Da? Ceea ce facem mai de ce și o lecție de istorie. Ne adresăm atât adulților, ca și copiilor. Da, cu astfel de armă, Decebal și-a tăiat capul. Este o secvență pe columnă cu Decebal, aflat îngenunchiat aproape, iar Claudius Maximus, cel care îl urmărea, conduceau cavaleria, îi întinde mâna, oferindu-i viață. Azi nu trage. Avem corpul. Da, nu tragem pentru că secvențele sunt făcute de chiar secvența adevărată, să replici după ceea ce am văzut s-a descoperit prin zonă, să vedeți că mai multe zicuri, și arcurile sunt arcuri adevărate. Astăzi nu tragem pentru că se pregătește un coț, sunt galele militări. Unde? Tragem în data aia? Două. Dacă mai fac comod acolo, o să tragem. Da, mulțumim! După atâta mărcărie trebuie să mă odihnesc și eu, muzică. Ce trebuie așa la... la picior, mai este oarecum protejat. Este un... el zice că e neam.